Pentru zodia Scorpion, putem vorbi de relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale, cu un mod de a se consuma energia, pe acțiuni mărunte, pe nemulțumiri, pe amplificarea spiritului critic. Totuși, țineți lucrurile sub control, sau dacă nu le țineți sub control, puteți să ajungeți mai degrabă la distrugere și la reconstrucție. În data de 15 septembrie sunt remarcate posibilitatea de a vă implica în acțiuni caritabile, chestiuni ce țin de sănătate, de izolare, misticism. Pot să apară controverse și confruntări sociale, plan juridic, rivalitate, luptă deschisă. Energia lui Marte poate să vă aducă și dorințe noi în sinea voastră, care vin prin aceste confruntări. Personalitatea voastră poate să fie susținută în a căuta să aflați secrete, mistere, ocultism. Puteți să vă conștientizați niște dorințe nemărturisite sau poate neclare. Poate să apară iarăși suferința sentimentală legată de cunoașterea de sine. Din data de 17, personalitatea voastră poate să aibă influență pe zona de familie, cămin, relații cu părinții. Nu vă remarcați nici excesiv de sensibil, însă conștientizați o oarecare incompatibilitate cu mediul înconjurător, cadrul afectiv, și în relațiile de familie puteți să conștientizați mai ușor suferința morală și eventual situații de incompatibilitate.